sărmana și nu înțeleg ce zic. Cum se zice bună dimineața, nemțește? Guten Morgen! Hai să încercăm și românește, da? Bună dimineața! Și-au amintit. Da, eu cred că sunt așa un pic timizi pentru că nu știu cine suntem noi. Da! Adică nu ne recunosc? Da! Voi credeți asta? Eu nu cred. Fiți atenți, facem un test. Sunteți de acord? Da! Fiecare o să facă un pas în față și voi striga stare cine e personajul. Luluța, da! Fă un pas în față, el este? Luluța! Bravo! Ea este? Reanimatorica! Bravo! El este? Supererou! Bravo! Supererou, îi mulțumesc! El este? Trângale! Trulli, bravo! Ea este? Cine sunt eu? Tatuarea! Ai văzut că te-au recunoscut și pe tine. Chiar dacă sunt ca și Cortina. Da, asta înseamnă că eu merit dreptul să cânt prima cântecelul meu preferat. Ce-i bănu și pe mine, și eu vreau să cânt. Ce ai zis? Merit dreptul? Da. Păi dreptul nu e un merit. Ori ai dreptul, ori îl merit. Da, eu le-am pe amândouă. Deci fiți atent, astăzi este 20 noiembrie. Știți ce zi e astăzi? Ce? Este ziua mondială a drepturilor copiilor. Ai vezi? Am dreptul să cânt cântecul meu preferat. Da, și iar noi avem dreptul să facem niște reguli pentru asta, fetiță Zulli. Da, pentru că toată lumea are un cântec preferat. Să ridice mâna cine are un cântec preferat. Uite, vezi? Toată lumea. Ridică-mă. Cum facem să cântăm fiecare pe rând? Care păi eu cânt prima și după aia nu contează. No, nu-i corect. Eu când facem o regulă, da? Dar dacă face reguli, după aia ce joc mai e fac cu reguli? Fetița Zurli, în orice faci, e important să stabilești niște reguli. Ia concentrează-te, uite-te la mine. Avem spectacole în România? Nu. Avem spectacole în străinătate? Da. Pentru că în România nu se respectă regulile. Și atunci nu se plecă peste graniță în țări în care oamenii respectă reguli. Bine, le respect, dar asta nu înseamnă că îmi și plac. Dar nici nouă nu ne plac. Vreau să ridicem la toți oamenii mari care nu iubesc toate regulile. Sunt o grămadă de reguli care nu ne plac, dar pentru că vrem să avem spectacole și pentru că vrem ca voi să trăiți fericiți, noi le respectăm. Hai, o să fac o numărătoare. Tu numeri prima? Eu număr, normal că eu fac regula. La care face regulă și aplică. Deci eu fac o numărătoare și cine iese la numărătoare, face primul cântecel. Poți să faci să cad eu primul? Hei! Sângele, apă, nu se face. Hai, stai acolo, se explică după spectacol. Sunteți de acord cu această regulă? Da! Ridicați mâna cei care sunteți de acord. Eu fac numărătoarea, cine pică la numărătoarea, cine iese, ăla cântă. Într-un coș cu viorele stăteau două păsărele. Amândouă ciripesc, eu pe tine te iubesc, mulțumesc! Ah, eu eram! Da! Wow, ce tare, îți mulțumesc foarte mult! Haide! Știi, îmi doresc ceva foarte tare din tot sufletul meu de supererou. Așa! Hai să-i chemăm pe toți prietenii noștri la mine acasă, adică în lumea lui mulțumesc! Păi poți să faci asta? Pe cum să nu, uite ce am în mâine aici, uite. Ai adus toate pelerinele invizibile? Copii, voi vedeți pelerinele invizibile din brațele lui mulțumesc? Da! Întindeți mâinile în față și când aruncă pelerinele spre voi, fiecare prinde o pelerină, o pune pe spate, o leagă și se umple de curaj. Și de fiecare dată când simțiți că vi se face frică, întindeți mâna și prindeți o pelerină invizibilă. Atenție! Hai, mulțumesc! 3, 2, 1 și... Prindeți! Legați-le! Wow! Hai, dați-i drumul! Am făcut trenă. M-am îmbrăcat în mulțumesc, sub pelerină locuiesc. Hai. Lumea mea e așa de bine. Așa, bravo, bravo. Poate să intre o și cine. Așa, bravo. M-am îmbrăcat în mulțumesc, bravo, bravo, bravo. Sub pelerină locuiesc. Lumea mea e așa de bine.
Mulțumesc!